Ați recunoscut piesa, da? Ani de zile am urcat pe scenă cu Vacanța Mare pe piesa asta și acum când o aud mi se ridică părul măciucă, pentru că de la o vârstă doar părul se mai ridică măciucă. N-am mai făcut Vacanța Mare de foarte multă vreme, nu mi-e dor, mi-a plăcut, dar am îmbătrânit eu, am trecut de 60 de ani și nu mai pot să o bat pe Leana că mă dor articulațiile. Din 60 de ani vă dați seama că am stat 40 de ani pe scenă, n-am făcut averi, n-am făcut firme, n-am făcut nimic, doar să văd oamenii veseli, să văd românii veseli. Și am atâtea amintiri încât nu cred că le terminăm în seara asta. Oricum o să încercăm. Chiar de la ce vârstă aveți amintiri? Pe la cât? La 5 ani? Licitează cineva mai jos? De la 30 ani lui vecina. A lui vecina? Să străiască? Eu am amintiri de foarte multă vreme. De la un an, mai devreme, de când eram în mama. Ce? Mai devreme. De când eram în tata. Serios, am amintiri de atunci. Când eram în tata, eram două găști. Ăia din dreptul și ăia din stângul. Și când se dădea alarma, parcă era concurență. Toți alergau înainte, înainte, înainte. Cine ajunge primul, ne facem oameni. Milioane de frați, surori alergau pe canal. Mi-am pierdut frați, surori spăiți pe faianță, pe garduri, pe iarbă. Zic, bă, în ritmul ăsta rămân dracu fără frați. Trebuie să iau măsuri. Și odată am vorbit cu șeful găștii din dreptul. Zic, coaie, vină în coa. Zic, fii atent. Când se mai dă alarmă, îi lăsăm pe proști ăștia să alerge așa înainte și noi doi rămânem ultimii și ne facem frați gemeni. Așa am făcut. Când s-a dat alarma, toți, înainte, 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 alergau. Eu cu ăsta ne-am lipit de un perete, așa. Lasă-i. Lasă-i că-i labă. S-au dus, am pierdut frați, surori, spăiți pe pereți, pe faianță. Și am rămas eu cu fratele meu, așa. Am înaintat frumos unul lângă altul, mergeam pe canal spre mama. Parcă o vedeam pe mama la capătul tunelului. Hai mânca, var mama. Scuze, năștevar mama, că nu făcea de lea. Năștevar. Înalți frumoși, adică țuguiați cu codiță. Și mă uitam la frate, mi-a zis, bă, dacă ăsta o să fie mai șmecher ca mine, o să-mi ia gagicile, o să-mi ia jucăriile. L-am spânzurat cu codița. Am rămas singur la părinți. Când eram în mama, o liniște. Wow. Îi auzam pe ei mei vorbind așa ca printr-un perete. Nu înțelegeam ce vorbesc. Hai, o să retragem și noi. Ești un oră, vor copilul. Nu că intru pe portul cealaltă. Nu știu ce vorbeau, că eram prea mic, nu înțelegeam. Mama, o fire foarte rece. Tata, ce m-a mai vizitat din când în când. Până la un moment dat, când au intrat peste mine, 5 tați cauciucați. Zic, mama e curvă. Era mâna doctorului cu mânuși, a venit să vremea să mă nasc, să mă scoată. M-a scos, a uitat la mine, ei, mă ținea la spate, cel mai urât copil. Dacă era Facebook pe vremea aia, nu lua niciun like. Cel mai urât, mă ținea la spate să nu vadă mamă că murea pe masă. Acolo, n-ați născut, doamnă, ați venit la liposucție. Nu, mai tata era pregătit de rezultat, băiețel sau fetiță, pregătit. Beat, beat muci, așteptă, a ieșit doctorul, domn Pietreanu, aveți un băiețel să vă trăiască, măhalar, tata... Ia-l pe brațe, plimbă-l prin tot satul. Îl fac profesor, doctor, inginer. Până a zis doctorul, lasă-mă domnule jos, ia-ți copilul de la spital. Tata, un om cum se cade, inteligent, educat, mă bătea nenorocitul dracu. Și vertical și orizontal, că era contabil, calcula pe mine, dacă se încurca o lua de la capăt. M-am născut în cel mai mic sat din România. Ca să înțelegeți cât de mic era satul meu, pe plăcuța de intrare scrie și ieșire. Bine ați venit la revedere. Treceai. Dacă leșinam în mijlocul satului, cădeam în satul vecin. Asfaltarea ne-a costat 6 lei. La bancomat ne dădea monede. Cel mai mic sat. Și în satul ăla, familia mea cea mai săracă. Bă, nimic n-aveam. Am fost 12 copii până la urmă. Unii mai neastâmpărați, alții mai cuminți. N-aveau părinții mei cu ce să-i bată pe aia neastâmpărați, îi băteau cu câte unul de la cuminte. Dacă intra o pisică în casa noastră, n-aveam cu ce arunca după ea, uite-o cum trece. Dormeam în picioare, rezemați de perete, nici pereți n-aveam, rezemați unul de altul. Săraci, n-aveam lanț la fântână, ne ținea tata de-un picioruș să bem apă. Vine, tata bătrân, a dormit de 11 ori, eu am mai scăpat. N-aveam muzică.
aveam un disc cu Ion Dolănescu, dar n-aveam la ce să-l ascultăm. Când aveam pick-up și îl învârteam la ureche și bănuiam. Presupuneam ce cântă. N-aveam mâncare. De Paște ne duceam la biserică și luam anaforă, din care ne făceam sandwich-uri până la Crăciun. Și de Crăciun ne strângeam toată familia în sobă să facem aburi. Se creadă vecinii că avem lemne. Sărac, așa am fost, urât și acum și ghinionist. O să vă povestesc cât de ghinionist. Chestia cu urâtul mi se trage de la nas. Știți că cine are nasul mare are și deviație de sept. Nici nu știu dacă fumez, nu mi-am văzut țigara niciodată. Mă duc prin supermarket, mă recunoaște lumea, nu mă strigă nimeni, că dacă mă întorc aranjăm conservele împreună. Și când făceam vacanța mare, veneam pe scenă cu muguri lângă mine, eu cu nasul mare, ăla chel, băteau reflectoarele în chelia lui, din chelia lui în ochii mei și uitam textul. Zic, bă, cât de chel poate să fie un om? Zic, ăsta în armată cred că a fost sniper. Știți ce înseamnă sniper? Sniper. Zic, dacă ăsta era vreun criminal și se punea un preț pe capul lui, aluneca prețul. Și mi-imaginam cum s-a născut el. Garcea, când a ieșit din măsa cu chelia înainte, au speriat doctorii. Aoleu, doamna Mihăiescu, vă mă apare un cur în față. Eu m-am născut cu nasul înainte. S-au speriat doctorii, doamna Pietreanu, sunteți bărbat. Dar și ghinionist, de ce vă spun? Mi-am dat seama că-s ghinionist când a trebuit să mă însor. Erau două fete libere la mine în sat. Zic, bă, din două. Nu avea ghinionul să iau exact pe aia urâtă și bolnavă. Nu, am luat-o pe cealaltă, curvă și proastă. Și am zis, nu mai stau, dracu, acasă să râdă vecinii de mine. Am făcut vacanța mare și am plecat de acasă. An de zile am umblat prin toată țara, o ocazie cu care am văzut diferențele de public între moldoveni, ardeleni și olteni. Mari diferențe. Deși glumele erau la fel, ei reacționau diferit. De exemplu, când aveam spectacol în Ardeal, după spectacol veneau localnicii de acolo. Haideți, bă, băieți, la mine acasă, mâncăm o slană, bem o pită. Foarte primitivi. Primitori. Ăia din Iași, moldovenii, după spectacol veneau la noi. Hai să bem. Băi, în seara asta bem din Nichișan pe noi. Îmi cer scuze, sunt singurii mei blugi, mâine iară în spectacol. Băi, căcatule, dacă nu ne chișăm pe noi, ne chișăm pe tine. Bea cu noi. Trei luni stăteam în Iași până să uscau blugii pe mine. Aceea în Craiova. După spectacol, ieșeau afară, dar nu plecau acasă, ne așteptau pe noi să ieșim. Bă, cât câștigare, îți da și voi o bere. Olteanu, cea mai adracu speciile, povestesc pe unde mă duc, prin toată țara. Bă, să vă ferească Dumnezeu pentru voi, ăștia din Moldova, din Ardeal, prazul. Prazul e ceva între ceapă și trestie. La noi, la olteni, prazul e ceva între mic dejun și cină. Ne bate cu prazul de mici. Ne îndoapă cu prazul, ne dezvirginează cu prazul. În Oltenia, prazul e test de sarcină. Îl bagă în femeie și dacă îl scoate mușcat, e gravidă. Eu nu înțeleg asta prin țară pe unde merg. Da, și ziceam că sunt mari diferențe. Sunt cumva moldoveni din sală pe aici? Ia rog să aplaude. Trei. E bine. E bine că avem. Ardeleni sunt? Până își dau ei seama că sunt ardeleni. Nu-i nimic. Vin și marți când aplaud ardelenii. Eu am avut spectacol zilele trecute în Cluj și mergeam cu cutia de la chitară pe trotuar către Casa de Cultură și vin doi băieți ardeleni cu mașina. Domnul Radu, vă ducem cu mașina până la sală. Zic, bă, nu, că mă grăbesc. Îi auzam vorbind între ei în mașină. Bă, Ioane, tu ești bolund? 38 de kilometri la oră, vrei să ne spulberăm în univers? Oprește mașina, bă, scoate cheia, bag-o în jeb, așa. Dar de ce, mă? E trecerea de pietoni. Bă, dar nu trece nimeni. O trece cineva cândva, nu de proștor făcut-o. A ce rămânem? A cine expiră ITP-ul? Zici, geniali. Geniali ardeleni. Am avut spectacol în Galați. Trebuia să le spun de două ori glumele. Cine, băi? Băi, dar voi cum ați dus aici? Păi am crezut că e nuntă. A trebuit să le cânt.
să le iau banii, darul. Că altfel nu înțelegeau. Bă, de ce suntem noi aici în sală? E ca să înțelegeți care e diferența. O frază spusă de un moldovean, de un ardelean și de un oltan nu seamănă. Hai să zicem, am fost cu tata în pădure. Cum zice moldoveanul? Îi, eram eu și tata. Beți? Din închișam unul pe altul. Întoarce-te, voi, tată, mută jetul. În fața noastră, o pădure de asă, tu-i sorbeță, mamie. Între doi copaci am făcut 7 cucuie. Ardeleanu zice, no, eram eu. Și tata. Acum îl văd. 50 de ani mi-o folenie să-ntorc capul, am crezut că-s orfan. În fața noastră, un copac. Lângă el, alt copac. Mai în spate, alt copac. Ardeleanu până nu se povestește toată pădurea, el nu pleacă. Și am zis, nou tată, hai să mergem în pădure. Și am pornit cu dreptul și ne-am oprit să cujetăm. Oare după dreptul ce picior trebuie să punem? Acolo a îmbătrânit tata. Olteanu, în schimb, vorbește foarte repede, știți asta. Îți povestește o secundă din viața lui în 3 ore. Băi, vericule, am gândit că îți mergem pe la pădure și luasem căruța aia verde, bă, nu pe verde, pe aia roșie, că pe aia vedu vânduță și hămasem pe prieteni și pe bujori. De prieteni, de bujori, bă, nu, pe prieteni și pe Gabriela, pe bujorul la tăia, că n-a vrut să-l mai anunte. Și mergeam noi acolo așa, către pădure, că se vedea pădurea, că asfaltarea, cum se vedea până la pădure. Și mergeam noi cu așa, și când trecurăm prin dreptul căștilor lui Budin, bă, să rămâncă-i gardul, spart, de trepori și spart să-l gardul. Se vedea până la Gibraltar, în vale, de unde venea unul cu 7 căruce. Bă, cine dracu ăla cu 7 căruce în capul? Că noi stăm cu Coca-Cola, ce dracu. Și când ne uitam noi după ăla cu 7 căruce, dete cal o beșină, așa i-a făcut freza lui tata pe spate, știi? Tata se enerva, vrut să bată calul, dacă se uita în oglindă, se dea bine cu freza, așa. Ținea calul numai cu fasole, de la fasole la cal, să scutească banii de frizer. Olteanu nu se oprește din vorbit. Băieți, vă dau un sfat. Deși sunteți olteni, nu faceți sex oral cu oltence. Că nici ele nu se opresc din vorbit. Poate te fură valul în momentul ăla plăcut. Și de unde ești, păpușică? Te-am oțățat, stau 6 case, mai la vale acolo, pentru că... A doua zi zici că ți-ai prins o înfermoară. Le spun peste tot, luați aminte, Olteanu e cea mai adreacă ființă de pe pământ. Noi suntem răi, dar se explică istoric, pentru că timp de 500 de ani turcii treceau Dunărea prin Oltenia. Dădeam foc la grâne, eram răi, săraci. De ce treceau ei numai prin Oltenia? Pentru că în urma violului oltencile dădeau recenzii bune. Noi bem mult, așa-i? Bem zaibăr, bem țuică, dar nu ne place, noi bem de frica morții. Legenda spune că un oltean a vrut să bea și el lapte de măgăriță și a căzut măgărița pe el. Noi când am văzut tramvaiul prin Craiova, am sunat la gară. Dom'le, vă scăpă un pui de tren. Olteanu când își face cruce, el verifică dacă nu cumva ai furat răpălăria, cureaua, telefonul și portofelul. Așa suntem. Dar din toate speciile mie îmi plac ardelenii. Ardelenii nu au timp, ei au vreme. Bă, ne vedem și noi pe la 6:15. Îi vreme. Așa îi recunosc în sală pe ardeleni. N-au ceas la mână, au calendar. Ardeleanu, când vrea să se sinucidă, își leagă o sfoară de gât, capătul celălalt îl leagă de o ghindă și o pune în pământ și așteaptă. Cine a zis că-i mult să te sinucizi brusc? Ardeleanu, când face sex cu nevastă sau o previne din oră în oră, n-o vezi că o bag. După o oră își pune reminder-ul. Nimă trebuie să o scot. Eu de ce dracu mi-am pus reminder-ul că n-am ce să scot? Mă enervează telefoanele, oameni buni. Pătrățica asta ne distruge viețile, intră cu bocanci în viața noastră. Când nu eram însurat, nici n-aveam parolă. Am nevasta geloasă și mi-am pus o parolă să nu mi-o găsească. Vă spun numai vouă, dacă o vedeți să nu o spuneți. E așa. Z, 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 z. Z, 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 nu că știu toate, z, 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 diez, mi-o găsește, o apucă curățenia, în 5 minute curăță toată casa și 6 ore șterge telefonul, în toate direcțiile, până găsește parola. Cine intră în telefon? Cine-i Dana? Cine-i Mariana? M-aș mecheri, șterg un A de la final. Dana devine Dan, Mariana e Marian. Vă arăt telefonul, e plin de luminiți.
Tatian Rodic, am și un Elvir, sper că nu-i bulangiu. Da, mă, geloasă, cum îmi sună telefonul cu ochii în el? Cine-i curva de te sună? Mi-am notat amanta în telefon, low battery. Mai am o gagică când trimite SMS-uri noaptea. De la cine-i SMS-ul la două noapte? Păi am notat-o Vodafone. Vodafone oral, că mai am un Vodafone, să nu plătesc două facturi. Zic, de la proști ăștia de la Vodafone, nici nu-l citesc, dai dreia cu de proști. Chiar că-s proști la Vodafone. Mă sună în fiecare lună cu același text. Domn Pietreanu, avem o ofertă. Dacă mai dați 10 euro în plus la abonament, vă dăm un telefon nou. Nu, mersi, că am telefon. Da, da, ăsta e nou și o să vedeți că merge bine. Doamne, mă auziți? Da, vă aud. Deci merge, ce morți în mod ivrei? Lasă-mă în pace. Păi, dacă mai dați 10 euro, vă dăm minute în plus. Câte minute aveți? Am nelimitat. Vă dăm dublu. Și mi s-a pus poate pe prostă aia. Zic, doamne, Domn Pietreanu, nu aveți semnal? Voi nu aveți semnal, mutați-vă la Orange, dați-vă dragi. M-am zgârcit, mi-am luat un telefon chinezesc, că era mai ieftin, să nu faceți prostia asta. Sper că aveți telefoane originale. Eu am aplicații chinezești. Sper că aveți Shazam pe telefon. Când mergeți în club, faceți cu el așa și apare melodia. Cine cântă? Delia, mamă, sunt beată. Ăsta fiind chinezesc, eu aflu cine s-a bășit la masă. Uite, fac așa. Mihai la masa 7, ciolan cu fasole. Am GPS chinezesc, dacă mă rătăcesc nu mă ajută, râde de mine. Apare un desen animat mic, hai ratace, taratace, tu zguți. Să nu luați nimic de la chinezi. Am luat becuri chinezești, un leu becu, mi-am pus în toată casa. Am apăsat întrerupătorul, a început revelionul. Mă sunau vecinii, la mulți ani vecini. Totul e fals la ăștia. Am luat un set de linguri, am băgat prima lingură în cer, bă, s-a topit lingura, am rămas cu mânerul. Mai bag o lingură, se topește cea, rămân cu mânerul. Sunt pe chinez, bă, boule, ce linguri mi-ai vândut? A, rămas cu două bețe, treci la felul doi. Aveau ceva mișto, o femeie gonflabilă, mărime naturală, o... Zic, asta e faină, desumflu și pună-mi por bagaj. Nu, iau așa, e sora mea. Totul e fals la ăștia. Am luat un DVD să văd și eu filmul Mihai Viteazu, bătălia de la Călugăreni. Fals și ăla. A luat bătaie Mihai Viteazu. L-a împușcat. Totul e fals. Nici nu știu ce să fac cu telefonul. Am eu o fantezie așa, că telefonul e ca bărbatul și cartela ca femeia. Deci împreună se combină, îți faci treaba, vorbești cu oamenii, intri pe net. Ce faci cu ele separat? Cu telefonul fără cartelă ce faci? Jocul din manu. Angry Birds, Candy Crush. În schimb, cartela merge la orice telefon. Dacă ai și nevastă și amantă, ești dual sim. Când te duci la curve, e prepay. Știi câte minute ai, plătești dinainte? Acasă e abonament. Folosești, nu folosești, tot atâta plătești. Ce dracu îmi trebuie mie minute nelimitate, că mai mult de 3 minute pe lună nu folosesc. Mai sunt și alea 3-4 zile când n-are ea semnal, te duci în baie, îți dai SMS-uri, ce dracu să faci. Nu știu să găs gagici cu telefonul, eu sunt de modă veche. Mi-au zis puștanii ăștia că e un site de agățat, Tinder. Am intrat pe Tinder, numai poze ciudate la profil, unu ochi, Biserica Neagră din Brașov, Delta Dunării, nu vreau să fac sex cu Delta Dunării, mă mușcă pelicanul, lasă-mă dragul. Auzi, bă, un ochi la profil. Vă dați seama cât de groasă era aia? Și-a făcut selfie și-a încăput un ochi? Era una mișto pe Tinder, mamă, blondă, sânii mari, 1,70 m, manechină, actriță, n-avea poză, mi-a zis ea. Bă, zic, exact ca nevastă-mea, parcă descrie pe nevastă-mea. Și măritată, exact ca nevastă-mea. Și intru cu ea în vorbă, vrei să ieși cu mine? Zice, da. Dar soțul tău ce o să zică? El nu știe că are spectacol la Craiova în seara asta, fira armătă, drag. Da, nu știu să găs gagești cu telefonul, eu sunt bătrân, le-a găs din ziar. Mă țineți minte, care sunteți de vârsta mea așa? Era în ziar matrimoniale, între decese și comemorări matrimoniale. Am sunat la matrimoniale, prima femeie din viața mea, să rămână, eu sunt Radu. Bună, sunt Mariana.
Nu era șoșoacă pe atunci. Cum arăți? Aproape atletă. Dacă a zis aproape atletă, e aproape din partea asta spre atletă. Deci grasă. Grasă negrasă, prima femeie din viața mea. M-am îmbrăcat frumos, m-am dus la întâlnire în mijlocul Bucureștiului. Ne-am văzut în față la... Nici nu știu ce era în spatele ei, că nu se vedea. Mare rău. Eu am crezut că a venit cu clasa la întâlnire. Luasem ceva bani la mine, s-o scot la restaurant. Când am văzut cât e de grasă, m-am dus acasă, am mai luat niște bani. Mare rău. Am fost la restaurant. La primul fel a comandat o bucățică de vită. La felul 2, restul vacii. Mânca mult. Găteam bucătărie și mânca. Eu plângeam în dormitor. Și mă strigă odată: hai că m-am înnecat, dăm cu ceva după cap. Abia așteptam. Nu știam să-i dau mai repede cu ușa de la lift, cu semnul de la parcare, cu bazinul de la WC-ul. I-am dat cu un scaun după cap. I-a sărit porcul viu din gât. Niful cheamă, l-am acasă. Mi-ai salvat viața, zicea porcul. Vă imaginați că am făcut nuntă cu Dihania? La noi la nuntă, din partea ei, au venit 3 autocare pline. Într-unul erau invitați, în 2 era ea. Ne-am dus la biserică, s-a uitat popa când la mireasă, când la biserică. Zice, nu, nu-mi cape. Ne-a cununat afară, am dus-o acasă, mă rog, unde aveam eu teren, am făcut casa în jurul ei. Mare rău, intra în magazin să-și cumpere pantofi și începea să plângă. Mă strânge, mă strânge, se referea la magazin. Zic, bă, cum dracu scap de grasa asta? Caut alta mai grasă să o mănânce pasta. Am avut noroc, am murit, înmormântarea a avut loc pe 16 decembrie, 17 decembrie, 18 decembrie, 19 decembrie, pe 20 au luat groparii pauze, erau rupți de obosală. După care am găsit alta, nici nu știu cum am găsit-o, de slabă ce era. Am o perie de aia de curăț, părul de mâță de pe tricou, zic, să rămână, ce faci pe perie? Dormea. Băi, slabă, a căzut din balcon de la etajul 3, a făcut o oră până jos. Stătea pe WC-ul cu colac de salvare. Când era mică, a avut păduche. Când a născut, a rămas atârnată de buricul copilului. Slabă rău. Mai slabă ca asta nu e decât Naționala de Fotbal a României, credeți-mă. Acum nu, că s-a calificat. Dar eu spun gluma asta de 30 de ani. Am scăpat și de asta, m-am strănutat. Hapciu nu mai era. Și am găsit alta. Proaste. Oameni buni, ca să înțelegeți cât era de proastă. Nu știa când s-a născut Alexandru Vlahuță. Ce faci cu telefonul? Nu că nu te întreb, lasă-mi. Proastă rău. Era sportivă, făcea tir cu arcul. Trăgea cu săgeți la țintă. Bă, tot venea acasă cu capul spart. I-am zis, fă, dă drumul la sfoară, nu la lemn. Proastă. S-a așezat pe WC-ul, se lovea cu genunchii de peretele din spate. Stai, fă, invers. Cum invers? În cap să mă nec? Făcea ce făcea la WC-ul. Vai, ce m-am murdărit la funduresc. Păi trebuia să ridici capacul. Am scăpat și de asta. Zice, într-o seară vreau să plec acasă. Ia-o prin fața lungii, că nu-ți țigăni. După un timp am găsit alta. Urâtă. Eu când am văzut, am vrut să o omor. Am luat pistolul, am tras în ea. A ieșit glonțul un pic, eu în așa ceva nu intru. I-am aruncat o grenadă, am tras cuiu, s-a oprit grenada în aer, s-a uitat la ea. Ce daună se mai facă, știe? Bă, urâtă. Dimineața dădea grăunțe la găini, veneau găinile cu spatele. Luau grăunța cu piciorul, o mâncau după colț. Ne plimbam duminica prin parc, îmi luam amendă că n-are botniță și lesă. Am fost cu ea la mormântare la unchi meu, s-a ridicat unchi meu din coștiug, renunț, băgați-o pasta. Am fost la grădina zoologică, plăteau maimuțele s-o vadă. Am fost la film, la Godzilla, n-a vrut Godzilla să apară pe ecran. Plângea de după un bloc. Hai fă dracu, că se vede Godzilla, face infart, moare la jumătatea filmului. N-am avut parte de gagici ca lumea deloc. Deși am fost însurat de mai multe ori, am avut nevasta ardeleancă.
leneșă, mânca nea, 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 până să înghită, expira mâncarea. Am avut moldoveancă, bețivă, mi-a băut mercurul din termometru, a crezut că e termometru cu alcool. Îmi făcea sex oral numai când veneam eu beat acasă ca să mai apuce și ea ceva. Am avut olteancă de aici din Craiova, păroasă, nu se epila. Când trebuia să